Din cele aproape 1400 de testări HIV efectuate în luna februarie în județul Dolj, 4 au fost pozitive. Luna februarie 2015 au fost 1388 de testări, dintre care 4 au fost pozitive. Cazurile pozitive au fost la bolnavi cu TBC, 2 cazuri pozitive din 27 de teste, la persoane care au avut contacte cu persoană infectată cu virus HIV, un caz pozitiv din 4 teste și un caz pozitiv la testări ocazionale, un caz din 13 teste. Au fost negative bolnavii cu boli cu transmitere sexuală, gravidele, donatorii de sânge, controlul prenupțial, personalul medical care s-a testat au ieșit negativ. Persoanele din județul Dolj care doresc să facă un test gratuit HIV trebuie să se adreseze laboratorului Cantacuzino de pe strada Brestei. Cei care au intrat în contact cu persoane infectate cu virusul HIV pot merge pentru o testare gratuită și la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova.